Mesajul de astăzi, de la Charles Spurgeon, se numește Deschiderea Gurii și vine din o promisiune a lui Dumnezeu, care se găsește în Psalmul 81 cu 10, unde Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, deschideți gura larg și ți-o voi umple. Deschideți gura larg și ți-o voi umple. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pe care Charles Spurgeon ne-o va explica astăzi. Eu am tradus acest mesaj în limba engleză astăzi, dar acum haideți să-l ascultăm. El spune că unii consideră că textul nostru conține o aluzie la un obicei de a arăta favoare care a fost uneori adoptat de regii din Orient. Nu foarte mult timp în urmă, un fost șah al Persiei a cerut unui ambasador care avea trecere mare înaintea lui să-și deschidă gura și atunci când acesta a făcut-o, monarhul i-a umplut-o cu perle și pietre prețioase de mare valoare, care era un cadou pentru el. Aceasta cu siguranță e o ilustrată a textului nostru, deși pasajul nu conține nicio aluzie la ea. Dacă ne vom deschide gura dorinței noastre, Dumnezeu ne va da îndurările Lui infinit mai prețioase decât cele mai rare pietre prețioase. Vă garantez că dacă vreun împărat ne-ar cere să ne deschidem gurile ca să le avem umplute cu diamante, le-am deschide cât de tare putem. Dar deschideți gura larg lui Dumnezeu, căci El nu va umplea cu lucruri secundare, ci te va satisface cu îndurările divine de valoare foarte mare. Cred totuși că ilustrata pe care am menționat-o este forțată și rare ori îmi place o explicație a unui pasaj din Scriptură care necesită introducerea unui incident foarte rar. Ilustrațiile sunt folosite în Scriptură nu pentru a ne încurca, ci pentru a face învățătura mai clară. De aceea vom privi la o acțiune mai des întâlnită din viața orientală pentru o aluzie explicativă. Cei care au stat la masă la cei din Orient știu că este un alt obicei des întâlnit care se potrivește cu textul nostru. Gazda, atunci când ești la cină, va lua cea mai grasă porție din el și ți-o va da ție. Ar putea chiar să ia cele mai grase și cele mai alese bucăți în mâna lui și cerându-ți să-ți deschizi gura, să ți le pune el însuși în gură. Aceasta e o practică obișnuită în Orient și stă la baza multor expresii din Scriptură, precum Psalmul 63:5, care spune: Mi se satură sufletul din niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Mărturisesc totuși că nu sunt încântat nici de această comparație. Cred că e o lumină laterală valoroasă, dar aș privi, după toate, la natură mai degrabă decât să mă bazez pe un obicei pur oriental. Veniți cu mine în pădure, acolo unde și-au făcut cuib cântăreții dumbravei. Uitați-vă la păsărelele mici din cuib, căci acolo aveți textul. De-abia au ieșit din nou și nu sunt în stare să se hrănească singure și de aceea sunt total dependente de părinții lor. Când am uitat la ele, păreau a fi doar gură și cioc, cu aripioare care de-abia de se vedeau. Dacă le întinzi degetul sau vreun vierme deasupra lor, nimic nu te izbește mai mult decât acele guri mari și flămânde. Atunci când mama pasăre le aduce de mâncare, ea niciodată nu trebuie să le ceară celor micuți să-și deschidă gura. Singura ei dificultate este să umple acel spațiu larg pe care ei îl vor prezenta cu siguranță. Ei nu duc niciodată lipsă de poftă de mâncare și de zel, ei sunt de nesăturat. Dacă vrei să vezi o realizare via textului meu, imaginează-ți doar un cuib de păsărele mici care își întind gurile deschise cât de larg pot. În locul sărmanei mame, pasăre care lucrează de greu să le adune o mică porție, tu ai un Dumnezeu infinit care umple toate gurile deschise și care cere ca ele să fie deschise din nou, pentru că El e în stare să le umple pe toate, oricâte ar fi sau oricât de mare ar fi nevoia lor. Marele nostru Domn despre care este scris, El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, ne vorbește acum ca unor păsărele mici și ne spune: deschideți gura larg și o voi umple. Textul nostru se împarte în îndemn și promisiune. Îndemnul este: deschideți gura larg. Cum să facem aceasta? Îndemnul se referă la rugăciune și dorință și la lucruri ca și acestea. Dar avem aici și un îndemn de a ne lupta pentru un simțământ de nevoie mare. Căci ce o face pe o pasăre să-și deschidă gura larg decât foamea?
Pui de corb strigă pentru că vor mâncare. Și nimeni nu-și va deschide vreodată gura larg pentru binecuvântări spirituale până va avea un simțământ adânc și solemn de nevoie a lui după Dumnezeu. Voi, cei păcătoși, nu veți ruga niciodată până veți ști că vreți ceva. De ce ați face-o? Toate rugăciunile oferite de oameni care nu au nevoie sunt niște complimente de șarte date lui Dumnezeu. Dacă nu ai un simțământ al nevoii, cum poți să te rogi? Același lucru îl spun și creștinilor. Voi nu vă rugați niciodată, fraților, decât atunci când aveți o nevoie. Și stați liniștiți atunci când credeți că nu mai aveți nevoie. Ați pierdut cel mai puternic motiv de rugăciune și elementul principal de putere din ea. Uneori ai putea simți că nu prea mai ai ce cere și ai putea să te bucuri că Domnul te-a împlinit pe deplin pentru un moment. Dar sunt nevoile bisericii și ale lumii și ele trebuie să fie pe inima ta de parcă ar fi nevoile tale personale. Fără îndoială, nu te poți ruga fără un simțământ de nevoie. Omul care vine la tine cerșind, pentru că nu are un adăpost pentru noapte, sau pentru că nu a mâncat nimic toată ziua, cât de bine cerșește el? Nu trebuie să-l primiți la școală să învețe arta cerșitului. Stomacul lui flămând îl face elocvent. La fel și atunci când un om simte că trebuie să aibă binecuvântările cerești sau să fie pierdut. Sau când simte că pentru a fi salvat el trebuie să fie păstrat de harul zilnic, ori va începe să se abată. Sau atunci când simte că lucrarea credinței și ostândeala dragostei lui vor fi bune pentru nimic, fără binecuvântarea divină. Sau atunci când simte că biserica trebuie să aibă ungerea celui sfânt și că lumea are nevoie de o vizitare de la Dumnezeu. Atunci când toate aceste nevoi apasă solemn pe sufletul lui, atunci el se roagă cu adevărat. Omul nu-și deschide gura până e conștient de o nevoie mare, pe care doar Domnul însuși o poate împlini. Vă îndemn, dar, dragi frați și surori, să scuturați de pe voi ideea de a fi bogat și a nu duce lipsă de nimic, pentru că acest gând mândru va strangula rugăciunea. Despărțit de Dumnezeu, Tatăl tău, de Hristos, răscumpărătorul tău și de Duhul care locuiește în tine, ești slăbiciunea însăși și coleciunea însăși și o masă de păcat. Și atunci când știi aceasta, îți vei deschide gura largă. Idei aerate despre a fi atins o viață mai înaltă și a fi perfect vor face din tine un domn respectabil, dar te vor împiedica din a fi cercetător la tronul milei. Dumnezeu întotdeauna umple gura nevoii strigente, dar mândria duce la lipsă, căci nu este unul din proverbele împărăției: pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu minele goale? Astfel, dragi prieteni, căutați să aveți o dorință intensă și aprinsă, căci gura se deschide larg doar atunci când dorința devine intensă. Știți cum zice David? Deschid gura și oftez căci tânjesc după poruncile tale. O, de-am avea și noi dorințe după Dumnezeu și după lucrurile divine atât de puternice încât să ne deschidem gura și să oftăm. Noi s-ar putea să nu fi văzut vreodată un cerb dus la extremă, dar îndrăznesc să spun că David a văzut. El a văzut în vânătoarea aprigă atunci când cerbul tângea să-și vâre gura în izvoarele de apă și să bea cu înghițituri lungi. Și el spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nimic nu pune atâta energie în rugăciune ca agonia intensă a dorinței. Dorința vine dintr-un simțământ al nevoii și pe măsura în care acea nevoie te copleșește și intensitatea dorinței va fi mai mare. Frații mei, noi nu avem pentru că, deși cerem, folosim un mod de a cere care e de parcă nu am cere. Un puritan bătrân spunea, cel care cere de la Dumnezeu, fără ardoare, cere să fie respins. E un mod de a cere un lucru în care persoana care îi se face cererea găsește foarte ușor să refuze acea cerere. Dar cei ce sunt în nevoie disperată, înțeleg cum să-și prezinte cazul, astfel încât doar o persoană cu inima împetrită ar putea să-i spună nu. Ei știu cum să-și prezinte cererea în așa fel încât să primească ceea ce cer, nu doar pentru simplu motiv că cererea e formulată corect, dar și datorită stilului în care este făcută. Noi trebuie să învățăm cum să ne rugăm cu strigăte mari și cu lacrimi, căci sunt îndurări care nu pot fi căpătate decât în acest mod. Ai încercat vreodată pe copilul tău mic, ținând strâns în mâna ta ceva ce el își dorea?
Doreai să vezi dacă era destul de perseverent de a deschide degetele unul după altul pentru a obține ceea ce vrea. Și tu ți-ai strâns mâna foarte tare și ai testat încercările lui atât de mult încât la urmă ai văzut cum o lacrimă mare se formează în ochiul lui și atunci nu ai mai ținut-o strâns. Lacrima deschide mâna. Cred că Tatăl nostru Ceresc ne încearcă uneori în acest mod până ne aduce la aceasta. Că trebuie să avem acel lucru și că vom muri dacă nu-l avem, pentru că este spre gloria Lui și avem promisiunea Lui pentru El. Când ajungem la acel punct, suntem acolo unde vrea Domnul să fim și odată ce ne-a dus acolo, El ne dă dorința noastră, făcând ca binecuvântarea să se fi dublat deja prin aducerea noastră la ardoare. Deschide-ți gura larg. Nu te juca cu rugăciunea. Nimeni nu este salvat între a dormi și a umbla și nimeni nu câștigă binecuvântări bogate fiind căldicel. Fie ca toată ființa ta să se lupte cu cel preanalt. Deschide-ți gura larg și o voi umple. Necesitatea adâncă și dorința urgentă sunt două lucruri minunate care vor deschide gura în rugăciune. După mine, esența textului poate fi pusă în cuvinte ca acestea. Cere lucruri mari. Nu restricționa cererile tale și te ruga cu respirația trasă, dar insistă la Dumnezeu pentru lucruri mari care vor fi spre gloria Lui de a ți le da. La acest punct, adeseori, noi dăm faliment. Mi-aduc aminte când am rugat înainte de a predica într-un orășel și am cerut Domnului ca să facă măcar un suflet sărman să-L primească pe Hristos. Am plecat acasă la un frate ca să bem un ceai și un frate creștin bun mi-a spus la masa de ceai: nu știu ce ai făcut cu credința ta în după amiaza aceasta, atunci când te-ai rugat, pentru că ai cerut Domnului să-ți dea un suflet. Dar predica a fost așa că nu vedeam niciun motiv pentru care nu ar fi putut 1000 de oameni să-L primească pe Hristos. Nu am putut spune amin la o rugăciune atât de îngustă, cu așa o evanghelie pe care o predici, a mai spus el, și așa o mulțime de oameni care te ascultă, ai fi putut cere la fel de bine 1000 de suflete. Și eu am gândit la fel și am mărturisit sărăcia rugăciunii mele. Fraților, mulți dintre noi am făcut greșeli mari și ne-am închis în celulele sărăciei atunci când picioarele noastre ar fi putut sta într-o cameră mare. Am pus țevi prea mici pentru a aduce un șuvoi puternic de binecuvântare. Paharul nostru este mic și noi dăm vina pe izvor. Israeliții, potrivit acestui psalm, nu au crezut în Dumnezeu așa cum trebuia. Ei nu s-au așteptat ca vrăjmașii lor să fie scoși afară, nici nu au sperat să fie hrăniți cu cel mai bun grâu. Ei s-au gândit că Dumnezeul lor e un Dumnezeu obișnuit, ca Dumnezeul Egiptului. Ei nu știau ce Dumnezeu bogat, generos, mărinimos este El și astfel au falimentat în a cere și de aceea și n-au obține bogățiile Harului. Creștinii trebuie să ridice nivelul rugăciunii lor și să mărească cererile lor și să nu se lase să se spună vreodată despre ei că ei pierd binecuvântări pentru faptul că nu le cer. Dragi frați și surori, putem foarte bine cere lucruri mari pentru că le cerem de la un Dumnezeu mare care umple imensitatea, care are toată puterea și care are toate binecuvântările. Când văduva săracă a dat cei doi bănuți, i-a dat tot ce a avut. Și știind sărăcia ei, cineva ar cere de la ea foarte puțin. Dar atunci când ceri de la un împărat, nu te aștepți de la el, doar la doi bănuți. Acea femeie sărmană care a spus: adevărat, Doamne, dar chiar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânului lor, era cu mult mai aproape de țintă decât cei mai mulți dintre noi. Pentru că pe cât de mult prețuia binecuvântarea inestimabilă pe care o căuta, ea o privea în același timp ca nimic mai mult decât o fărămitură pentru Dumnezeu. Cele mai mari binecuvântări care pot fi încă primite prin Iisus Hristos, deși nu le putem prețui de ajuns și sunt prețioase mai presus de orice calcul, sunt puțin în comparație cu darul nespus al Fiului Său care deja ne-a fost dat. Deschideți gura larg, căci largi sunt ofertele dragostei și fără limită sunt bogățiile Harului suveran al unui Dumnezeu atât de mare. În afară de măreția Lui, ține minte bunătatea Lui. Bunului nostru Domn îi place să dea. Aceasta nu micșorează posesiunile Lui, ci aduce satisfacție. Soarele este tot atât de strălucitor, necătând la tot timpul cât a luminat până acum. De parcă ar fi stocat undeva lumina Lui. Este natura soarelui să lumineze și este desfătarea lui Dumnezeu să distribuie bunătatea Lui
și să binecuvânteze creaturile Lui. Și de aceea putem cere la fel de bine lucruri mari de la Cel a cărui natură însăși este să împartă plinătatea Lui celor săraci și nevoiași. Țineți minte, dragi frați și surori, ceea ce El deja a făcut pentru noi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, spune El. Deschideți gura larg și ți-o voi umple. Vedeți ce a făcut El? Este oare un lucru mic ca să ai toate păcatele iertate, să fi primit o inimă nouă și un duh drept, să fi fost salvat prin sângele prețios al Fiului Său? Dacă am ajustat rugăciunile noastre și le-am potrivit pe măsura a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut, ce rugăciuni mari ar fi ele? Eu iubesc Evanghelia la scară mare. Nu pot suporta să văd orice cu privire la ea coborât la un nivel mai jos sau tăiat, nici chiar lucrurile ei înfiorătoare măcar. Sunt sigur că cei ce coboară la un nivel mai jos, pedeapsa celor răi, greșesc și micșorează astfel din gloria ispășirii și coboară concepția lor cu privire la Dumnezeu însuși, pentru că ele sunt toate proporționale. Dar tu și cu mine, care vedem toate lucrurile mari, vaste, infinite, trebuie să ne deschidem gura larg și să păstrăm rugăciunea noastră proporțională cu starea lucrurilor din jurul nostru. Țineți minte, prea iubiții mei, frate și surori, ce rugăciuni trebuie să faceți când veniți înaintea lui Dumnezeu. Argumentul vostru principal este darul Fiului Său. Acum, dacă vă rugați în felul acesta, veți avea acest adevăr în favoarea voastră. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ce cuvânt este acesta? Toate lucrurile. Rugăciunile voastre nu pot depăși aceste cuvinte cuprinzătoare. Toate lucrurile. Nu ar trebui să-ți deschizi gura larg? Vei folosi înaintea lui Dumnezeu strigătul măreț al sângelui ispășirii, pentru că apoi să te cobori să ceri niște bănuți, când ai putea avea bogății nenumărate? Vei cere doar destul har ca să nu ajungi în iad, când poți avea destul har să te facă să locuiești în suburbiile cerului? Vei cere să fii folositor pentru doi sau trei, când ai putea cu același strigăt să fii binefăcătorul spiritual la sute și mii de oameni? Cel care nu are dorința de a fi bogat, merită să fie sărac și nici nu se va deranja să ceară bogăție. Cel ce nu își va deschide gura, nu trebuie să aștepte milă dacă va muri de foame. O, prea iubiților, aruncați mrejurile voastre cele mai mari, pentru că mulțimea peștilor le va umplea. Săpați cele mai adânci gropi, pentru că ploaia le va umple. Aduceți toate vasele voastre goale, pentru că uleiul va fi mulțit, până când toate vor da pe deasupra. Prea iubiților, să cerem lucruri mari pentru noi înșine. Nu am în vedere să cerem binecuvântări temporare mari. Putem lăsa totul în această privință, în mâna lui Dumnezeu. Și aceasta e limita pe care El o pune la acest fel de rugăciune. Dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Dar în ce privește lucrurile spirituale, cereți orice veți vrea și vi se va da. Aici visteria nu are nici lătată și nici cheie. Capacul e luat de pe ladă, așa că ajută-te și dacă te simți strânturat, să știi că nu ești strânturat de Dumnezeu, ci de tine însuți. Vă implor, creștini tineri, nu fiți satisfăcuți cu a primi atâta hară cât primesc oamenii cu care trăiți, care mărturisesc a fi creștini, căci sunt mulți din ei cu care nu aș vrea să-mi risc sufletul. Nu sunt judecătorul lor, dar cred că va fi un lucru extraordinar dacă vor ajunge în cer. Cunosc unii care vorbesc în gura mare, dar ale căror fapte nu sunt deloc frumoase și cu cât vorbim despre ei mai puțin, cu atât mai bine. Mă refer la membrii de biserică. Acum, nu faceți din ei standardul vostru. Întreceți-i. Depășiți creștinii obișnuiți care sunt consecvenți sau consistenți, dar nimic mai mult. Vă îndemn să căutați lucruri mai înalte decât ceea ce au ei. Se spune despre ei că sunt consecvenți, deși nu știu în ce anume sunt consecvenți. Ei nu fac nimic rău și sunt niște oameni buni, obișnuiți, respectabili, dar în ceea ce privește a se bucura în Domnul, a fi umpluți cu Duhul Sfânt și a avea o credință reală, îndrăzneață, în ceea ce privește dragostea și zelul pentru gloria lui Dumnezeu, agonia pentru convertirea sufletelor, o mare parte din acești oameni foarte consistenți nu știu nimic
despre aceste lucruri decât atunci când le citesc în Biblie. Cu siguranță că starea lor este mai consistentă cu membria în Laodicea decât în Noul Ierusalim. Consecvența lor nu este consecvență cu voia lui Dumnezeu, ci cu mărturisirea lor care este pe jumătate moartă. Deschideți gura largă, creștine, pentru o măsură mare din Duhul Sfânt și pentru o puternică plinătate a vieții lui Dumnezeu, ca ea să fie în tine ca un izvor de apă ce curge spre viața veșnică. Deschideți-vă gurile largă, dragi prieteni, și cereți lucruri mari pentru biserică. Biserica lui Dumnezeu, sper că este într-o stare mai bună decât a fost acum câțiva ani, dar încă nu am învățat cum e să crezi pe Dumnezeu ca să facă lucruri mari. Sunt membri de biserică în jurul nostru care nu cred că mulți oameni pot fi convertiți dintr-o dată. Dacă Evanghelia ar fi predicată în așa fel ca 10 oameni s-ar converti dintr-o dată, ei ar atribui acest lucru unui entuziasm nepotrivit și s-ar îndoi că aceasta este lucrarea Duhului Dumnezeu, deși avem Noul Testament și Faptele Apostolilor care să ne conducă să așteptăm asemenea lucruri. Sunt unele biserici ale căror moduri de testare și încercare sunt de așa natură că miei tineri ar fi făcuți bucăți înainte de a ajunge la pășun revers și de-abia de-ar rămâne două picioare și o bucată de ureche din ei după ce ar trece examinarea. Bunul păstor nu își va trimite miei acolo unde e o haită de lup care stă gata să-i sugrume. Rugați-vă pentru biserică ca să aibă o credință mai mare în Dumnezeul ei. O credință mai mare în Evanghelia pe care o predică. O apropiere mai mare de Domnul Iisus, o grijă mai mare de a asculta de poruncile învățătorului ei. Și atunci puteți să vă deschideți gura largă și să vă așteptați ca împărăția lui Hristos să vină mai deplin. Deschideți gura pentru acest oraș mare. Cine se poate gândi la orașul în care trăim fără a dori să se roage cu putere pentru el? Avem nevoie urgentă de a ne ruga pentru țara noastră în aceste vremuri rele. Întunericul se îngroașă. Printre cei învățați s-a transformat în noapte egipteană, iar printre cei neînvățați e valea umbrei morții. Scepticismul coboară peste noi ca o ceață oribilă, răcind credința până în măduva oaselor ei și superstiția poluează aerul ca o duhoare febrilă. Trebuie să strigăm către Domnul, să facă o lucrare mare în aceste zile, să lovească vrăjmașii lui peste obraz și să trimită puterea lui, prietenilor lui. Cred că am explicat suficient ce înseamnă textul, să ceri lucruri mari. Dar vedeți să mai remarc un lucru și acesta e faptul că mulți dintre noi trebuie să ceară lărgirea capacităților lor. N-ar fi de niciun folos să-ți deschizi gura dacă nu ai putea înghiți ceea ce ți se pune în ea sau dacă nu ai putea să o digere după ce ai înghițit-o. Și sunt multe adevăruri prețioase ale Evangheliei pe care credincioșii neinstruiți nu ar putea să le digere dacă le-ar cunoaște. Și de aceea e nevoie ca mințile lor să fie întărite și făcute în stare să se hrănească cu carne tare. Adevărurile mari ale legământului, doctrinile alegerii și predestinării, faptele glorioase ale dragostei, imutabile ale lui Dumnezeu și unirea Sfinților cu Hristos și siguranța lor veșnică, toate acestea sunt materii sublime care nu pot fi apreciate de orice începător, dar necesită o minte educată spiritual pentru a se bucura de ele. Mii de oameni iau în derâdere aceste adevăruri veșnice pentru că nu au digestia spirituală cu care ar putea să asimileze așa carne de hrănirea sufletului. Aceasta mi-aduce aminte de niște băieței mici și încrezuți în sine care disprețuiesc hrana oamenilor mari pentru că ei înșiși nu au gust decât pentru bomboane făcute din zahăr și pentru cozonac. Sunt multe lucruri pe care oamenii le cer și dacă Dumnezeu le-ar da, ei nu ar ști ce să facă cu ele. Ar fi de parcă le-ar da un elefant alb. Nu ar ști unde sau cum să-l țină. Unul cere mai mult talent, dar nu folosește ceea ce are deja. Altul cere Domnului să-l facă să aibă succes la lucru. Dar dacă ar avea parte de un mic succes, atunci ar deveni mândru și s-ar înălța peste măsură de mult. Unul dorește să cunoască, dar cunoștința lui l-ar face să se îngânfe. Altul se roagă ca să simtă, dar simțămintele iar înneca credința. Dacă am avea mai mult loc pentru darurile Domnului, atunci am primit mai mult. Mă gândesc să vă sfătuiesc, să imitați pe bogatul nebun și să vă dărâmați hambarele și să construiți altele mai mari. El a fost nebun pentru că s-a gândit să-și adune și să depoziteze grâul pământului.
Dar dacă tu poți construi niște hambare mai mari ca să depozitezi harul prețios care vine din cer, vei fi cu adevărat înțelept. Dumnezeu nu îți va da ceea ce nu poți primi sau folosi în mod sănătos. Dar roagă-te Lui și spune, Doamne, lărgește inima mea, extinde sufletul meu, dă-mi o minte mai nobilă, mai liberă de egoism, fă-mă mai puțin important, mai iubitor, mai atent la sufletele altora, mai ambițios după gloria Ta, mai consacrat cuvântului și voii Tale. În timp ce eu își adună comorele, nu e loc pentru lucrurile divine și cel mai sigur mod pentru lărgirea noastră este să scoatem afară lucrurile rele. Lucrurile lui Tobia sunt în casa Domnului și trebuie scoase afară și atunci va fi loc pentru comoara pe care vrea să o coboare stăpânul. A doua parte a textului nostru este promisiunea. Deschideți gura larg și o voi umple. Ai putea să te aștepți la o promisiune ca și aceasta. Nu crezi că ar fi posibil ca Domnul să spună deschideți-vă gurile pentru nimic? Nu ar fi în acord cu modul în care procedează El de obicei. El nu-i pune pe slujitorii Lui să se roage și apoi să spună undeva pe la spatele lor ei vor căuta fața mea în zadar. Deschideți gura larg și o voi umple, spune El. Eu iau din această promisiune mai întâi faptul că ea este o promisiune făcută doar celor care își deschid gura larg. Unii frați nu au niciodată gurile lor umplute pentru că nu le deschid niciodată prea mult. Ei cer puțină milă și ar putea să o primească, ori ar putea să nu o primească. Nu este nicio promisiune pentru asemenea rugăciuni cu gura închisă. Dar dacă ei și-ar deschide gurile larg, ar primi cu siguranță binecuvântarea care umple gura. La Dumnezeu, cu cât mai mult ceri, cu atât mai probabil e că vei fi auzit. Deschideți gura pe jumătate și ar putea fi sau ar putea nu fi umplută. Dar deschideți gura larg și Dumnezeu o va umple. Noi întotdeauna ne rugăm bine și cu succes atunci când Duhul lui Dumnezeu ne face în stare să stăm pe un teren înălțat și să cerem pe termenii lui Dumnezeu binecuvântări care după valoare, numărul și mărimea lor sunt vrednice de bogăția infinită a lui Iahve. Atunci avem de a face cu Dumnezeu așa cum Lui place, pentru că El este un Dumnezeu bogat și mare și îi place să ne apropiem de El cu rugăciuni și cereri mari. Și atunci când ne apropiem în acest mod, vom avea succes cu siguranță. Țineți minte de asemenea că aceasta e o promisiune dată de unul care poate să o împlinească. Deschideți gura larg și eu voi umple este un fel de provocare. Vezi dacă poți cere mai mult decât poți să-ți dau. Încearcă dacă credința ta poate întrece pe Dumnezeu. Vezi dacă poți aștepta de la Dumnezeu mai mult decât El îți poate da. El promite lucruri mari și nepătrunse. Fie ca nevoile sufletului tău să te împingă, să ceri cele mai mari binecuvântări la care te poți gândi și vezi dacă El te va refuza. Puneți-mă la încercare, spune Domnul oștirilor și veți vedea. O, dacă Israel ar fi vrut să experimenteze, ce minune ar fi văzut? Cum s-ar fi deschis ferestrele cerului și binele infinit ar fi fost turnat peste ei? Dar ei nu erau într-o dispoziție de rugăciune. Dumnezeu i-a încurajat să ceară prin favoarea cu care îi înconjurase, pentru că din vechime El a împrăștiat mana în jurul locuinței lor și a scos râuri din stâncă. Astfel, El părea să le spună, O, Israele, vezi cum ești înconjurat de minuni. Cerul și pământul sunt făcute ca să te slujească. Nimic nu este prea greu pentru mine. Eu deschid râuri în locuri înalte și izvoare în mijlocul pustiului. Crede în mine și acționează, potrivit cântarului cu care eu acționez față de tine. Și vezi dacă te voi dezamăgi cu ceva. Tot așa Domnul ne spune și nouă, dragi frați și surori, și aceasta nu este o vorbă goală. El nu este un om ca să mintă și nici un fiu al omului ca să-i pară rău. A spus-o, nu va face oare? Deschideți dar gura larg și El o va umple. Frați creștini, priviți la promisiune din nou. Deschideți gura larg și o voi umple. Și apoi răspundeți la întrebarea, cum ne va umple Domnul gura? Mai întâi, El o va umple cu rugăciuni. Te-ai simțit vreodată de parcă nu poți să te rogi? Nu ceda acelui simțământ, căci atunci tocmai e timpul ca să te rogi. Când nu te poți ruga, trebuie să te rogi. Ține gura ta deschisă înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să pună rugăciunea în ea. M-am ridicat în ore de la rugăciune și am simțit că nu m-am rugat. Și data următoare, când am încercat, am fost foarte fluentă rugăciune și totuși a fost mai multă rugăciune reală în suspinele și oftaturile și inima grea atunci când am crezut că am dat faliment decât atunci când am fost fluent
în rugăciune cu următoarea ocazie. Deschideți gura larg, dragă frate și soră, și Dumnezeu o va umple cu cereri plăcute Lui. Duhul Sfânt îți va da suspine care nu pot fi rostite. Nici o rugăciune nu se ridică mai presus de cea în care creatura simte de parcă nu se poate ruga și că nu s-a rugat și totuși Creatorul însuși se luptă puternic înăuntru ei. Apoi, deschideți gura larg și El o va umple cu binecuvântările însăși. El nu doar va pune binecuvântările în mâinile tale, ci El îți va umplea gura de ele. Este un lucru să ai paharul binecuvântărilor în mâna ta și este cu totul altul să bei din el. Mulți oameni posedă ceea de ce nu se bucură niciodată. Când Domnul în dragostea Lui ne dă o binecuvântare, El ne învață cum să ne bucurăm de ea. El ne dă esența cărnii, sufletul mângâierei, sucul viței, inima bucuriei, nu doar dreptul legal asupra lor, ci ca să ne și bucurăm de ele. Domnul ne va umple gura de asemenea cu laude. Deschideți gura larg și Dumnezeu o va umple cu cântece, cu strigăte, cu mulțumire, care nu poate fi exprimată în cuvinte. Deschideți-vă gurile larg și atunci Dumnezeu le va umple cu rugăciune, cu binecuvântare și cu laudă. Amin.